Cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi au fost cele privind dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța, în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Pentru aceste proiecte se vor aloca peste 43 de milioane de lei, care reprezintă decontarea echipamentelor de protecție și a consumabilelor achiziționate de către cele două instituții sanitare și achiziționarea de echipamente medicale noi pentru creșterea capacității de intervenție în lupta contra noului coronavirus. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID-19 și a indicatorilor tehnico-economice aferenți. Vot vă rog! Vă mulțumesc mult! Proiectul a trecut cu 32 de voturi pentru. Printre cele mai importante echipamente medicale ce urmează a fi achiziționate pentru Spitalul Județean sunt nebulizatoare, injectomate, spirometre, aparat de radiologie, paturi ATI, dar și defibrilatoare și aparate de anestezie. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie urmează a fi achiziționate un ecograf Doppler defibrilator, precum și echipamente de dezinfecție prin nebulizare.